faci de ajungi mai la Aida? În orice context, de ce e ea fericită acum? Am văzut că îi convine situația și se vedeau mustățile cum se ridicau până la ochi. Și de-aia m-a deranjat și am spus să nu mai... Dar la paintball cum v-ați înțeles? Că mai avem material de acolo. Doamne, cât am căutat-o ca să-mi puși de-n șac, am vrut să-i dau numai în cap, dar nu știam care e. Nu. Credeam că e piatra aia care stătea într-un loc, dar nu mi-am dat seama. Haideți să vedem alte imagini de la paintball. Unde e 3-0! Câștigat cu 3-0, Marinescu! Ia-o, Marinescu! 3-0! Ia-o! 3-0! Și acum v-am luat și nu m-a atins nimeni pe mine. Te-am bătut! Stai că pătă lău! Vezi că eu ți-am luat aia, că am pătă lău! Andrei, știi că se mai merge și în față. Cum am fost mai pe acolo? Gen, mai mergi și în față, nu stai doar ăsta. Două ore a rămas. Bă, v-am bătut, lăsați după război, toți sunt ăsta. Eu am ieșit după 5 minute, a jucat dracu în 7 contra 3. Dar tu cum ai ieșit, mă? Mă, ce mi-a stricat adidasii pentru sufință. De fiecare dată trebuie să înceapă de aici, nu de la mijloc. Păi încep și eu de la mijloc și aia e. Hai, lasă-mă, că niciunul dintre voi n-a venit din pățuța asta. I was every time here when I was shooting. Eu am cumpărat, l-am împușcat, aduce că pe acolo din nu era aici. Nu spune-mi, eu am venit. Dar gata, trebuie să schimbăm. Eu, primul punct eu l-am luat. Acum, Adri, Alexandru, ăla era împușcat de mine. El începe de la mijloc. Vino doi ani, ok. Nu mă interesează. Și alea la cum era, Adrian. Alexandra, ca de obicei, tot ea este cea mai guralivă și tot ea vrea să facă legea. Dar... îmi pare rău. Astăzi m-ai dovedit, Alexandra, dar în casa puterea dragostei acolo lucrurile stau altfel. Colegii din echipa adversă am văzut că s-au ofticat. Și Mariana și Comănici a ieșit din joc, nu înțeleg de ce. Eu cel puțin că de fiecare dată când am fost împușcat, am ridicat pistolul în sus, am ieșit. Primul și al doilea punct știu că a venit curat. Nu știu dacă al treilea punct a fost adus pe merit, dar știu că primele două au fost, pentru că eu cel puțin l-am adus curat, nu m-am pușcat nimeni. Am văzut că s-au ofticat foarte tare atât Mariana cât și Comănici, încât n-au mai vrut să joace. Nu înțeleg de ce s-a atât de ofticat pe faptul că am adus 3 puncte, adică nu se aștepta că au o echipă formată doar din fete să câștige sau ce, că n-am înțeles. În echipa mea mi-am ales niște băieți care pentru mine sunt ca niște kamikaze. Mai micuți, mai pătupeu, să se ducă în cap. Ideea este că cred că de optică și de invidie. Am văzut că Marinescu mi-a zis bravo și cam atât. Restul au fost invidioși și dușmănoși pe noi, că am câștigat. A început jocul, totul bine și frumos. Am început să trag în Alexandra, am tras un încărcător. Țăraca era acolo, nu avea nicio treabă. Nu se mișca, nu se ridica, nu pleca, ia stătea acolo. Eu sunt genul de om care e foarte ofticat. Adică pun pasiune în tot ce fac, iar în momentul în care cineva nu este corect, prefer să îi las întreaba lor, să se creadă victorioși, să se creadă cum vor ei. Am auzit-o pe aici, suntem cei mai tari, suntem cei mai forță, dar în fine. Ies afară, i-am lăsat să-și facă de cap. Aud pe Adriana că vorbește pe spate pe aici, că Codruț ne-a zis nouă, în momentul în care suntem împușcați, să nu recunoaștem nimic. Păi stau aici să-mi rup Adidas și port 7 kg de veste din astea pe mine și ea, păi nu recunosc nimic, nu o recunoaște, joacă singură dacă nu recunoști, joacă cu coechipierii tăi, ofticații, care nu recunosc în momentul în care sunt împușcați. Am fost împușcat și în degete și în păr și în Adidas. Am ridicat arma, am ieșit, așa mi se pare corect. Meciul de astăzi l-am câștigat noi viperele. Colegii noștri au fost foarte ofticați, au zis că am trecea și că am furat, dar de fapt nu e adevărat, am jucat cinstit. Primul punct l-a adus Alexandra cinstit, după aia a doilea mi se pare că l-a adus Adriana cinstit și al treilea l-a adus Codruț tot cinstit. Dar în schimb, Mariana a spus că noi am mințit și că nu am recunoscut, a recunoscut toată lumea, când a fost împușcat am ieșit afară. Din păcate, Comănici ofticat ca de obicei că nu a câștigat. Și el a ieșit afară, că nu mă mai joc, că nu ies afară, că am tras în Alexandra cartuș, dar le-a dat lui. Dar și colegii mei au fost foarte buni, în schimb ei nu prea, deși erau tot băieți și au avut un om în plus. Noi am fost cu un om în minus și tot i-am bătut. Vreau să vă spun doar atât, că atunci după ce am ieșit, stai o secundă, după ce am ieșit din joc, am spus că am câștigat, Marinescu a fost singurul care a venit și a zis felicitări Alexandra.
singurul, chiar dacă luase bătaie. Asta vreau să specific. Restul, Comăniș, nu mai zic. Mariana era și Comăniș după Comăniș. Pentru că și-a murdărit Adidas. Da, cum că... după ce a făcut materialul, după ce a făcut interviu, Comăniș vine la mine. E, tu crezi că eu stătie, eram prost, stau acolo, am dat o grămadă de bani pe Adidas și ăștia, stau eu să-i murdăresc acolo? Că am zis și eu așa doar să te oftic pe tine. Adică despre ce vorbim? Cristi s-a dus cu Adidas și ei buni. Și eu, doamna Cristina, am avut o pereche de Adidas. Da, școală, domnișoara Cristina, de duminica. Am avut doar o pereche de Adidas nouă-nouță cumpărată și mi-am făcut farță acolo. Dar cu toate astea am câștigat și am adus. Dar distracția a meritat. M-a meritat foarte mult faptul că i-am... Fii cinstită, trebuie să-ți iau alții, fii cinstită. Bun, deci, până la urmă. Ceilalți frustrați, Alexandra învingătoare. Nu, Alexandra învingătoare. Echipa Alexandra. Nu, echipa noastră. De ce toate? A noastră. De ce toate gradele Alexandra? Cu excepția Pădruța a fost acolo capul tuturor, nu Alexandra. Domnișoara Cristina. Eu am spus, stați acolo împușcați, faceți un alta, recunoașteți. Ce-ai făcut tu, mă? Întreabă-le pe fete, că țipam la ele și le-a spus colegilor mei să fie corect. Colegilor! Pleacă de aici! Ucati mie când alea și le-a spus tu recunoască. Tu stăteai din urma Lucazii și l-acopereai Lucazii, Radu. Dacă era în săgeată, îl acopereai pe Radu. Mă împușcau pe mine și tu stăteai. Ai, eu stau aici să apăr. Radu a fost cel mai slab cu echipier al tău? Nu, domnișoara Cristina. Dar cine? Eu m-am sacrificat și mă duceam să mă puște toți. Andrei? Da, pentru că era stat într-un păi gol. Păi cum putea să dea de acolo? M-aș fi întrebat la început, știi, și am arătat domnișoara Cristina. Două focuri, am tras două, am luat la țintă. Andrei, nu este adevărat. După ce a tras el la țintă, am tras spre el și am arătat că dacă nu vreau să-mi nimeresc, nu nimeresc, i-a trecut gloanul. Uite așa prin fața ochilor și vine la mine. Bă, dacă mă loveai! Domnișoara Cristina, eu i-am arătat ce instinctiv vedea că a tras piciorul. Hai să spun ceva, te-am pus în colțul ăla doar ca să văd eu că ești cel mai slab din echipă. Nu e, păi... Ia, aia! De ce îți dai ochii peste cap când vorbești ei doi? Andrei arunca pușca și făcea asta. Îmi place să o ascult pe Alexandra. Hai cu minte. În ce echipă ai fost? Hai că așa. Cu noi, cu noi. Cu Alexandra. A fost Alexandra un lider bun? Aia era fetița cu apa. Ea se ducea după apă. Băieți, dacă vi-o sete ceva, am grijă de voi. Era medicul nostru. Auzi, dar Andrei a fost cel mai slab cu echipierul al vostru, așa eu nu l-am văzut. Liderul? Domnișoara, când ați văzut ce țința, m-am luat-o pe Mariana în cap, marinesc în cap de vreo două ori. Stau bine pe un pic, dar după era pe față. În colț, așa, după aia a venit către tine. Domnișoara Cristina, eu l-am văzut pe Andrei foarte activ. El era persoana care... Pe partea voastră, avem cetatea cu steagul asta. Uite, păi el venea din partea cealaltă. Domnișoara Cristina, eu am fost foarte activ, am fost în partea de unde sunt plecat în bază. Da, a fost foarte pasiv, a jucat. Domnișoara Cristina, am fost foarte activ, eu am fost pasiv, am fost vorbitul acolo, pentru că ei aveau baza pe partea mea. N-am apucat să facă Marinescu doi pași din bază, că l-am împușcat. Următorul la fel, deci eu am fost bază. Fiți atenți, am auzit la un moment dat cum Maria spunea că Romeo și-ar fi dorit, atunci când ați fost voi la paintball, ca Marinescu să piardă, de fapt. Și de aceea a făcut cu tot din adinsul să iasă Alexandra învingătoare și Maria spune... Păi de ce? El este trădător atât la paintball cât și în viața de zi cu zi, că și în viața de zi cu zi. Păi am dovedit asta deja. Cum adică? La paintball nu știam. În viața de zi cu zi am dovedit că este un trădător. Cum ai dovedit? Când ai acceptat să mă pupi? Păi nu, un trădător se definește trădător indiferent de circunstanțe. Nu poți să... Păi da, și sunt trădător azi, mâine sunt adevărat cu vis-a-vis de o persoană. Nu, moment ce nu o persoană, te-au salvat circumstanțele din moment, nici la paintball. Auzi, fii atent aici, din moment ce o persoană te trădează odată, se numește trădător vis-a-vis de tine. Nu poți să zici că azi sunt trădător, mâine sunt adevărat. Cum adică am demonstrat? Nu știu, dar n-am zis eu paintball. Asta, că azi ești trădător și mâine ești păi nu, dar tu ai zis că nu știam că și la paintball. Înseamnă că în percepția ta, păi da, era vorba trădător și punct. Nu există trădător la paintball, trădător la nu știu ce. Era vorba de un joc, că nici măcar n-ai înțeles ce am zis. Am înțeles foarte bine. Auzi, Maria, dar tu ai zis că ți-ai dat seama că Romeo este trădător atunci când te-a pupat. Când am acceptat să o pup. Deci s-a dat singură de ori că a fost un joc din partea ei, ceea ce și eu am afirmat. Și am zis că am fost prins nu, într-un joc. Nu, am vrut să-i verific ție prietenia. Am fost prins într-un joc conștient. A fost conștient în joc. A fost un pupic, ca să zic așa, pentru a-l ajuta pe Marinescu să se ridice, să fie victimă. Nu credeam că atât de departe poate să ajungă, ca și într-un simplu joc care, de fapt, nu era o competiție atât de mare. Era, până la urmă, ne jucam noi Orfan. Între noi.
Ce? For fun, for fun. Da. Și nu credeam că și în momentul ăla va proceda la fel. A sabotat Romeo echipa voastră? Normal. De asta, dar nu înțeleg, tu spuneai că ești foarte competitiv, îți place să concurezi cu mai multe persoane, de ce n-ai arătat asta și în acel joc? Că ce, că era Marinescu șeful? Domnul Șacristina, în primul rând, Maria aberează puțin. Și vreau să-i zic că trădător ești, nu contează viața reală sau un joc, pentru că acel joc facea parte dintr-o viață reală. Dar nu are nicio legătură, nu este paralel. Maria vorbește de trădare când ea e cea mai mare trădătoare, să fim sinceri. Adică? Păi ea a venit și a, nu știu, a dat în Marinescu cu acele videouri încercând să demonstreze ce, până la urmă. Nici măcar nu era Marinescu în video. Te justifici s-auzea, pe tine s-auzea sau, voce. Romeo, justific, vorbeam despre tine. Nu mă justific, dar tu mă acuzi de o chestie vorbeam. La un joc. Cică. Păi da, ce-am făcut eu și colegii mei, pot să confirme? De ce tu... Ce-am făcut să Romeo, adu-mi argumente de ce tu nu ești trădător. Și după, întreabă-mă și pe mine. Nu, eu ți-aduc o grămadă de argumente. Sunt niște afirmații atât de stupide, încât nu am argumente... Că ar fi niște argumente și mai stupide. Când nu ai argumente, de fapt, afirmațiile sunt foarte bune. Ci că am sabotat jocul. Eu trebuie frumos să zici cu ce am sabotat jocul. Păi de altă parte, mi-amintesc eu la un moment dat în trecut, Maria spunea că primul moment în care ea și-a dat seama că tu ești rădător a fost atunci când ai acceptat să o pupi. Da, și m-am asumat asta. Am zis că a fost un pupic asumat, am fost folosit cu bună știință. Adică eu nu, e adevărat. Domnule Cristina, sinceră să fiu, când am mers, când am făcut pasul ăla, nu m-am gândit niciodată că Romeo va accepta. În momentul când am văzut că el nu o dă înapoi, atunci am zis, hai, dacă e, m-am apucat de treabă, dar se împăcate și la baie, nu doar în platou. Da. Păi tocmai de asta aici am repetat, să... Deci tu nu te așteptai din toate baie. Tu nu te așteptai în baie. Aha. Ei, nu. Păi, nu dacă ții tu minte, prima dată nu am făcut-o. Da. Am eschivat. Așa. Și după am văzut că tu stai și nu te dai. Și am zis, na. Da, era te crezi acel moment, sincer? Da. Crezi că lucrurile ar fi stat altfel dacă nu ai fi fost impulsivă și ai fi vrut să-l superi pe Marinescu? Nu neapărat. Nu știu, nu m-am gândit niciodată cum ar fi stat lucrurile dacă nu aș fi făcut ce am făcut, da. Dar ai făcut. Da.